Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Companie de tehnologie germană Kraftwerk, precum trupa germană, da. Care lucrează cu Volkswagen, tocmai a solicitat înregistrarea unui brevet pentru o nouă pilă de combustie cu hidrogen. Este vorba de adică mașina care merge cu hidrogen, nu cu benzină. Poate fi tot o mașină cu propulsie electrică. Hidrogenul poate fi folosit tot pentru propulsie electrică atunci când electricitatea e produsă printr-o pilă de hidrogen care generează electricitate sau direct cu ardere internă. Când combustia se face cu hidrogen, adică benzina se înlocuiește cu hidrogen. Brevetul ăsta, Kraftwerk, se referă la pila de combustibil cu hidrogen. Autonomia promisă în acest brevet, 2000 de kilometri. Autonomie cu un singur rezervor. E poveste veche. Poți să traversezi Bucureștiul cu un singur plin. E poveste veche, propulsia asta cu motoare termice alimentate cu hidrogen și motoare electrice alimentate cu hidrogen. Există și niște modele, mai mult sau mai puțin experimentale. Toyota vinde, de pildă, cu vreo 50.000 de dolari, cred, o berlină numită Mirai, care și arată foarte bine, alimentată cu hidrogen, consumă 650 de mililitri de hidrogen la 100 de kilometri. De unde se ia hidrogen? Și are, evident, o autonomie gigantică. Aici este problema, cum funcționează. Deci, baterii, dacă te gândești la mașina electrică, cum sunt acum mașinile electrice, au o baterie foarte mare, sunt acumulatori de energie electrică și energia asta se eliberează în funcție de nevoile vehiculului. Pilele de combustibil cu hidrogen, din potrivă, sunt capabile să genereze propria energie electrică printr-o reacție electrochimică. Și pentru asta au nevoie de un rezervor de înaltă presiune care stochează hidrogenul sub formă de gaz. Că dacă ar fi lichid, ar trebui să fie la temperaturi foarte scăzute și e foarte complicat. Și o pilă de combustie care transformă hidrogenul în energie electrică. Și, în plus, pila de combustie generează căldură cu care te încălzești tu în mașină. Spre deosebire de mașini electrice care au nevoie de o aerotermă pe care să o folosești. Asta generează ea căldură, e ca la mașinile obișnuite. Deci pilele de hidrogen funcționează în mare, așa, foarte rezumat, dar cam tot ca o baterie de electricitate, doar că nu se consumă, nu se descarcă, ci produc curent atâta timp cât sunt alimentate cu hidrogen. Ceea ce e foarte mișto. Doar că, din păcate, și apropo, arderea hidrogenului produce aproape integral doar vapor de apă. Mai produce niște azot, ceva de genul ăsta, dar majoritatea vapor de apă. Deci propulsia cu hidrogen chiar este aproape integral ecologică. Doar că provocările tehnologice pentru generalizarea tipului ăsta de propulsie sunt uriașe. Producerea hidrogenului costă mult. Oricine a făcut experiment de electroliză la chimie și mai ține minte, știe despre ce. La chimie se făcea electroliză, ți-a arătat domn profesor, puneai un anod și un catod, alimentat de la o baterie, cu apă și în felul ăsta spărgeai legătura hidrogen-oxigen și creai hidrogen. Și mie în vremea respectivă îmi plăcea foarte mult chimie. Cu el când cu hidrogenul. Hidrogenul putea fi colectat, adică dacă domn profesor era un timp mișto, îl colecta într-un balon și după care îi dădea foc cu o brichetă și făcea un bum, un puf așa. N-a fost bine. N-a fost treaba la tine, nu? Eu am zis să replic asta la mine acasă, în bucătărie, am zis că aia cu paharul s-a produs prea puțin hidrogen și am așteptat prea mult cu bateria. Da. Și atunci am luat o cană cu apă, am umplut-o cum am văzut, am pus și niște sare ca să se facă electroliza mai rapid și am băgat în priză cele două sârme. Și a fost o flamă mare și am căzut siguranțele pe tot imobilul. Da, da, ție ți-a ieșit practic experimentul. Cred că s-a eliberat un strop de hidrogen acolo, dar a fost orbit un timp. Bun. Merge, mai avem timp? Nu mai avem timp. Nu mai avem timp. Băi, mai sunt multe chestii de... Hai, lasă că mai vorbim și altă dată. Stai să mai evolueze și cu pila asta, că... Bine, mai avem, mai zice, mai revenim. Poți să desprinzi niște întrebări pentru dublu sau nimic, că din chimie nu prea am. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.